Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi discutăm în fiecare zi, dar în fiecare zi în studio, despre facturi, curent, prețuri, benzină, asta. Da. Curentul asta ne preocupă foarte tare. Cred că toată lumea vorbește despre asta, să știi, mai ales despre curentul electric. Eu am început să monitorizez atent, am început să fac poză la index, să introduc indexul, după ce a pățit domnul Șora și domnul Manole, după ce au pățit ei că n-au băgat indexul și au venit facturi de mii de lei, să vezi și disciplina asta acum. Eu recunosc, citeam indexul ăla oricum, cam o dată, maximum de două ori pe an, că nu mă interesa factura, oricum era mică, adică nu era ceva... Da. Și acum sunt, citesc la 3 zile. Mă crezi? Ce, ia să mai mergem să vedem ce se mai întâmplă la contor. Da, am constatat că am 9 kW pe zi, medie. Observi că albit, Luca. Da, albit. Are părul alb? 9 ori 30, ai încurcat-o. 270, s-ar în plafon. Păi da, asta trebuie ceva? Să văd ce fac. Schimbă becul ăla cu filament, eu ți-am zis că nu e treabă. Ăla de la intrare? Da. N-auzi că nu-l aprind decât când vine curierul să-l văz. Schimbă-l că, nu știi, tentația, pac, curierul, acolo. Uite, de acolo vine kilowattul în plus. Mașină electrică îți mai iei? Niciodată. Da. Asta e o problemă cu mașinile electrice acum. Hibrid. Aia da. Nici hibrid. Pare... Păi și hibridul trebuie încărcat. Păi nu, hibrid ăla, nu plug-in hibrid. Hibrid ăla de la care se încarcă cu dinam. Aia e altceva cu dinamul de la benzină. Da. De la frână. Da. Dar pentru mașinile electrice, da, mă întreb cum se simt oamenii care au mașini electrice și care își încarcă acasă. Și trag alea, cât trag în baterie, nu știu, 7 kW acolo. Dai seama că sunt cu, nu doar noaptea, sunt cu ochii pe contor. Nu e nasol. Non-stop. Și mai sunt puncte de încărcare. Încep să dispară și punctele de încărcare gratuite. Înțeleg că în Germania și în Franța, Tesla peste noapte a scumpit curentul la stațiile lor, supercharger. Ok, auzi. Niște stații speciale. Da. Uh-huh. Unde, nu știu cât era, 12 euro cenți și acum au făcut 60 de euro cenți. Deci de 5 ori. Dacă să... Și dacă e mai scump acum să mergi cu Tesla pe electricitate decât dacă ai avea diesel. Dacă o să vedeți cetățeni cu mănuși de la groase în mașini electrice peste iarnă și cu evantaie peste vară, de la asta li se trage. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.